începe săptămâna patru. Și anul acesta, la noi, în România, la finalul ei, avem un mega eveniment. Așa cum ați auzit cu toții, sâmbătă pe 15 aprilie, de la ora 17, deci de la 5 după amiază, pe Național Arena, vom avea un eveniment dedicat Învierii Domnului. Este prima dată în România când ne-am gândit ca să sărbătorim creștinii împreună în această măreție a Învierii lui Hristos, care e inegalabilă, pe un stadion. Vă invit să veniți care puteți. Să știți că sunt mulți care ne-au anunțat că vin din țară. Aveți mașini, sunt autocare. Vrem să fim împreună. Știți de ce vrem să fim împreună? Pentru că vrem să arătăm întregii românii că slujim lui Dumnezeu mărați. Pentru că vrem să arătăm că noi suntem o armată puternică. Pentru că de multe ori televiziunile, cât de multe ori politicienii, cât de multe ori societatea asta au spus, dar cine sunt creștinii ăștia? Dar care sunt glasurile lor? Și sunt mii de glasuri care luptă împotriva lui Dumnezeu și a bisericii. Dar vrem să arătăm acum că suntem o forță și noi suntem uniți. Așa că vă așteptăm. O să fiu și eu acolo, o să fie Toni Berbece, o să cânte Profides Paris, Profides București, o să cânte Cristocentric, o să ne rugăm, o să cerem ca Dumnezeu să protejeze România. Mulțumim că ne-a protejat cu războiul ăsta aproape. O să cerem ca Dumnezeu să ne vindece de orice problemă. O să ne rugăm și o să cântăm imnuri spre slava Celui care a înviat. Și să știți, Hristos ne așteaptă de mult timp pe stadion. V-am spus astăzi că Dumnezeu nu trebuie să fie singur. Haideți să nu lăsăm pe Dumnezeu singur și nici să fim acolo puțin. 50.000 de locuri are și sperăm să fim 50.000 de oameni pe stadion. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cei care nu puteți veni, rugați-vă pentru noi. Mai sunt 6 zile, dar după 6 zile, România trebuie să vuiască de Hristos și românii trebuie să-și întoarcă fața către Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Mergeți în pace, binecuvântați de Domnul, slujiți-i și așteptați-L cu bucurie. Amin. Amin.